Mâncarea joacă rolul de combustibil pentru corpul nostru. Conține o grămadă de nutrimente care îți oferă energie, îți îmbunătățesc abilitățile cognitive, au impact semnificativ asupra stării tale de spirit și, per total, asigură o bună funcționare a organismului. Și ce reiese din asta? Că e foarte important ce bagi în gură. Dacă mănânci tot felul de porcării, corpul tău va face tot posibilul să-ți comunice că, băi, cum intre, vezi că nu e bine. Adică vei fi lipsit de energie și de dorința de a te ridica din pat dimineața, îți vor apărea coșuri pe față și e posibil chiar să dezvolți și anumite boli. Te vei îngrășa sau vei slăbi, dar asta nu ține cont de natura alimentelor pe care le digeri și de numărul caloriilor pe care le au. Pe scurt, dacă nu mănânci cât trebuie, corpul tău va depozita surplusul sub formă de grăsime, iar dacă nu mănânci destul, va consuma această grăsime. Prin urmare, o alimentație sănătoasă nu constă doar în calitatea produselor pe care le consum, ci și în cantitatea lor. Trebuie să menții o dietă echilibrată și fără excese, dar în videoclipul de astăzi nu vom vorbi despre asta. Vreau să-ți prezint 8 alimente care sunt destul de ieftine, sunt gustoase și să spun de ce sunt bune pentru tine pe cât de scurt posibil. Nu de foarte mult timp am început să ador responsabilitatea de a merge la supermarket și de a-mi cumpăra mâncarea. De asemenea, am început să o gătesc singur. Deși nu este foarte ușor, am găsit câteva videoclipuri pe YouTube care au fost de ajutor și nu mi-a ieșit chiar ca acolo, dar încerc să învăț. Pentru că am 18 ani și depind încă în mare parte de banii părinților, mama mea îmi pune la dispoziție 150 de lei cu care să-mi cumpăr mâncare care să-mi ajungă pentru 5 zile, de luni până vineri. Câteodată depășesc suma asta și câteodată nu, dar eu cred că e suficient pentru a acoperi costul alimentelor despre care vom vorbi acum. Așa că dacă îți cumperi singur mâncarea, nu uita ca data viitoare să arunci în coșul tău și câte ceva din ce spun eu aici. Dar dacă nu te ocupi tu de aprovizionare, măcar să le spui părinților. Am să las un link în descriere pentru fiecare aliment cu sursa de unde m-am documentat în caz că vrei să afli mai multe. Hai să vedem. Primul aliment care face minuni pentru tine este peștele. Peștele conține acizi grași numiți omega-3 care reprezintă o hrană a creierului, adică îți oferă energie, îți crește puterea de concentrare și îți ridică starea de spirit. Acest omega-3 stimulează și dezvoltarea capacităților intelectuale, adică înveți și reții mai ușor pe o perioadă mai lungă de timp. Carnea roșie, adică cea a somonului, este mai bogată în omega-3 decât cea albă, dar ambele duc la scăderea colesterolului din sânge care reduce riscul de afecțiuni cardiace și de diabet. Grăsimea de pește este mai sănătoasă decât grăsimea altor tipuri de carne precum cea de porc. Peștele conține și cantități considerabile de fier și calciu care duc la o mai bună dezvoltare a țesuturilor și întărirea oaselor. Omega-3 se folosește și în tratarea depresiei, de aceea consumul de pește poate reduce riscul de depresie, ansietate sau stres. Dacă vrei un păr sănătos și lucios, ei bine, trebuie să mănânci pește pentru că omega-3 stimulează și creșterea părului și dezvoltarea foliculelor. Al doilea aliment care face minuni pentru mine este mierea. Aproape mereu am un borcan de miere pe masa de la bucătărie și o folosesc când îmi fac un ceai sau un shake de fructe. Dar atenție, nu folosim mierea când ceaiul este fierbinte pentru că își pierde aproape toate proprietățile. Poți să-ți faci limonadă acasă în loc să-ți cumperi tot felul de sucuri cu coloranți. 2 lămâi, o sticlă de apă plată, câteva lingurițe de miere și ai suc 100% natural făcut în casă. Mierea are și proprietăți antibacteriene și te ajută atunci când ești răcit sau te doare gâtul. Ia o lingură de miere și lasă-o să alunece pe gât fără să o înghiți. Metoda asta a fost foarte eficientă pentru mine și a funcționat de fiecare dată când am avut dureri în gât. În decurs de câteva ore îmi trecea. Și nu numai atât, mierea îți oferă un boost de energie dimineața când ești somnoros și conține mulți antioxidanți. Dar nu consuma prea multă miere, în special pe stomacul gol, pentru că poate cauza dureri. 4-5 lingurițe pe zi sunt suficiente. Al treilea aliment care face minuni este oul. Este o sursă foarte bogată de proteine și conține cea mai bună proteină pe care o poți găsi în natură, și anume albumina. Conține toți aminoacizii de care corpul tău are nevoie. Este printre cele mai eficiente alimente dacă vrei să mergi la sală și să pui masă musculară. Când tragi de fiare la sală și ridici greutăți, se produc mici leziuni la nivelul mușchilor pe care îi antrenezi, de aceea simți acea durere numită febră musculară. Ei bine, aceste țesuturi se le fac mai mari și mai puternice, iar aminoacizii, substanțe care se regăsesc în compoziția proteinelor, au un rol foarte important în refacerea lor. De aceea, oul este un aliment excelent pentru cei care merg la sală și persoanele active. Al patrulea aliment care face minuni este iaurtul. Iaurtul conține bacterii bune numite probiotice care au rol în reglarea sistemului digestiv și scăderea flatulenței. Așa că dacă ai vreun prieten care dă bombe cu gaz, spune-i să bage un iaurt. De asemenea, are un conținut ridicat de calciu care ajută la dezvoltarea sistemului imunitar și întărirea oaselor. Al cincilea aliment care face minuni sunt nucile. Eu de obicei mănânc nuci dimineața, le pun în lapte, dar nu numai nuci, și cajul e foarte gustos și sănătos și migdalele fără sare. O nucă seamănă cu un creier și e foarte interesant pentru că la fel ca peștele conține omega-3 care am stabilit mai devreme că ajută la o mai bună funcționare a activităților cerebrale. Dacă mergem pe aceeași regulă a formei, îți poți da seama și singur la ce ajută banana. De asemenea, nucile sunt bogate în fibre care ajută la funcționarea intestinelor și controlează nivelul de zahăr din sânge. Al șaselea aliment care face minuni este brocoli. Brocoli este bogat în vitamina C și vitamina
vitamina K necesară pentru o bună circulație sanguină. Brocoli este recomandat atunci când ești răcit datorită cantității mari de vitamina C care scurtează timpul de manifestare al răcelii la jumate. Este indicat atunci când vrei să slăbești pentru că nu conține o cantitate mare de calorii, dar totuși lasă o senzație de saturație. Câteva lucruri care nu sunt atât de știute despre brocoli este că se mănâncă și tulpina și cel mai bine își păstrează proprietățile dacă este fiert la abur. Al șaptelea aliment de bază și foarte bun este orezul. Orezul, la fel ca oul, este foarte indicat pentru cei care merg la sală pentru că îți oferă o sursă foarte bogată de carbohidrați care îți oferă energie să tragi de fiare. Ca să nu mai spun că e foarte gustos. Și în final, al optelea tip de aliment care face minuni este, bineînțeles, mărul. Cu toții am auzit zicala că un doctor pe zi ține mărul departe. Era invers, nu? În fiecare zi de școală, pe lângă sandwich-urile pe care le iau, mai bag și un măr pe lângă pentru că sunt bune. Pe lângă vitaminele foarte multe pe care le conține, mărul te protejează și de carii, pentru că stimulează producția nivelului de salivă care duce la scăderea nivelului de bacterii. Așa că dacă ți-e frică de dentist, ar fi bine să te pui pe mâncat mere. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Cobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să mă adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spus, eu am fost Edvai sau Edici, până data viitoare, nu uita! Pune o reușită, nu rateu! Pa, pa!